Pepe, bună ziua, hello people! Dragilor, suntem live. Este duminică după amiază și după cum știți, în fiecare duminică avem live cu voi. Suntem bucuroși că s-a întors și Victoria acasă. Victoria, you came back from Russia. Yes, I'm here. Hello, hello. I hope everybody missed me. I hope you like Russian tour. Vreau să îmi spuneți dacă ne auziți și dacă suntem bine. După cum vedeți, mi-am lăsat și barba. I-am promis la Victoria că cât timp este în Rusia, nu mă barberesc. Mâine mă barberesc, dacă vă întrebați. Barberesc, Victoria. Barberesc. Da, da. Bun. Astăzi suntem în Litohoro, dragilor, și vreau să am confirmarea voastră că ne auzim, da? Nu văd niciun mesaj aici. We go. Suntem în Litohoro, în sătucul de la poalele Olimpului. Dacă ajungi odată prin Grecia și vrei să urci pe muntele Olimp, vei trece prin acest mic sătuc de munte numit Litohoro. Mergem să facem o tură, dar prima dată vreau să-mi spuneți dacă ne auziți și dacă ne vedeți. Da, te auzim. Bun. Hey, Mr. Paul. Salutare, Mr. Paul. Ne auziți. Bun. Deci mergem la o tură prin Litohoro. Schimbăm camera și ne îndreptăm pe aici, prin sătucul ăsta. Suntem aici. Este un mic râu. Jos se continuă sătucul și sus, acolo ce vedeți, este muntele Olimp. Deci pe aici, dacă vrei să ajungi pe muntele Olimp vreodată în viața ta, trebuie să treci prin sătucul ăsta, în care suntem noi acum. Victoria! Yes, and now we are going to the center. We're going to explore this village. Hai să mergem să explorăm sătucul acesta. We have a very beautiful houses here. Avem o grămadă de case frumoase și arhitectura acestui sat este minunată. Noi ne-am parcat mașina acolo și acum mergem în jos spre sătuc. Este duminică, e plin de mașini. Și vremea. You feel better, no, Victoria? La Victoria săptămâna trecută erau minus 10 grade și acum sunt plus 14 aici. Se simte mult mai bine, cu siguranță. Salutare, Paul Muntean! Bine ai venit în Litohoro! Ai fost vreodată în Litohoro? Dacă nu ai fost, pe aici se ajunge la muntele Olimp. Uite-te cum sunt! Este atât de cald! Oh, copacii au flori! Salutare, Alex! Suntem în Litohoro, sătucul de la poalele muntelui Olimp. Salutare! Bine ați venit în Litohoro! Deci acum suntem la intrarea în sătuc. Avem trei drumuri. Pe care o luăm, Victoria? Dreapta. Salutare, Ovidiu! Bine ai venit în Litohoro! Salutare, I love Tasos! Bine ați venit pe live-ul nostru! S-a întors Victoria acasă și noi, după cum v-am întrebat ieri pe comunitate... Salutare, Blondu! Salutare, Ionuț! Hey, we have an Ionuț with us! Salutare, Ionuț! După cum am spus ieri pe comunitate, astăzi mergem să vizităm Litohoro, sătucul de la poalele muntelui Olimp. It's typical Greek. Satul ăsta este un sat tipic grecesc. Ia uite-l cât e de fain. This is a church. Or what is this, Victoria? Ohoho, acum ne apropiem de biserica din centru. I don't know. Oh, suntem 17 persoane. Vremea este ok, sunt plus 14 grade. It's more hot here, Victoria, no? You feel better. Of course, much better. After minus 7, here it's like summer. Privet, babulia! Babulia, privet!
Te chiar. Iau ce șmecher e biserica asta. Salutare Mihai, bine ai venit. Suntem în Litohoro. Say something to your grandmother, Victoria. Бабуля, мы на Олимпе исследуем суперизвестную деревушку. Аша. Мы сейчас пойдем гулять в центр. Вот это супертуристическое место. Короче, что делаем? You want to take a tour of this church? Hai să dăm o tură pe aici. Ok, Alex, am să mă uit la vlogurile tale din Norvegia. Am să dau și like și am să mă și abonez. Și cei care sunteți aici pe live, 15 persoane, abonați-vă și voi. It's quiet, but it's so beautiful. Wow! Asta e biserica principală și asta este casa parohială. Oh, it's so beautiful here. Nici o problemă, check-in cu Alex. Așa se cheamă noul nostru prieten, dragilor. Să-l vizitați. Mamă, uite-te, un copac înflorit. Blondu, tu care ziceai că este vreme bunicică. Uite cât de bună este, sunt copaci înfloriți. Yes. Mamă. Cât de faine florile. Suntem în februarie, da? Interesting, Vicușca. Și miroase așa de bine. Ce flori sunt astea? You know what a tree is this? Maybe it's like cherry. It looks like a cherry or apples. Cred că e cireș. Ok, Alex Belei, mulțumesc pentru că ești aici cu noi. O să fim și noi aici cu tine. Poate facem și ceva împreună. Bun, deci am văzut un copac cu un cireș, că ăsta e cireș sau vișin, care este înflorit în februarie, da? Wow, Victoria, let's go more down. It's interesting, yes. It means summer is coming. Și asta este o pensiune. Xenonas. E cireș. Mulțumim, Paul. Cireș. It's a cherry, Victoria. Facem, Alex, facem. Să-mi dai și ad pe Instagram sau pe Facebook. It's like, it's like Japan, say Mihai, this cherry, you know? Exact, Samura. Mihai, de Samura. Da, Mihai. Ai perfectă dreptate. Oho, suntem 19 persoane. Vă mulțumesc că sunteți aici. Să vede că a venit Victoria. Ok, Alex. Și acum luăm în stânga, da? Left, no? Ok. But let's say historical center, yes. Let's go there. Salutare, Mariana. Din Norvegia. Deci acum mergem spre centrul istoric din sătucul Litohoru, sătucul de la poalele Muntelui Olimp. Este locul prin care veți trece dacă veți vrea să urcați vreodată pe Olimp. Noi ne îndreptăm spre centrul istoric. Este atât de fain aici. Mulțumim, Mihai. Uite ce faină e casa asta. Mamă. It's beautiful. And this is more new. Wow, and another flowers. Totul este înflorit aici. What is berries? In Romania it's snowing. În România ninge, super tare. De-abia aștept să ajungem să mergem la ski.
Wow, ce fain e și aici. Uite ce fain e intrarea la ăsta aici. Oh, 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 Victoria. So beautiful. Mihai, aici sunt 14 grade. Da, Mariana, să te uiți pe canalul lui Alex din Norvegia. Cu plăcere, Mihai, cu plăcere. Eu îți mulțumesc că ești tot timpul alături de noi și ne susții. O, salutare, domnul Alex! Alex, avem un nou prieten, să-l urmărești și pe check-in cu Alex Belei. Nu-i nimica, nu-i nimica, noi suntem aici cu tine astăzi. Hai să treacă ăsta. Super! Astăzi suntem în Litohoro, sătucul de la poalele muntelui Olimp, locul prin care treci dacă vrei să urci pe muntele Olimp, pe vârful Mythikas, cel mai înalt vârf din Grecia. Now I think we are on something like we go to the center, eh? Wow, ce faină și casa asta. Aici sunt doar Litohoro, yes! Exact, Alex. Ai fost pe aici, nu? Where are we, Victoria? Our friend Alex tell you that you are welcome back in Greece, Victoria. And Mihai the same. Sătucul minunat. Wow, uite cât de tare acolo cum se vede muntele. Sătucul Litohoro este la 20 de kilometri de Paralia Caterinii. Iar Alex ne spune că stă în fiecare an câte 2 săptămâni aici. Alex, aș recomanda și Palio Pantelimona, la 20 de kilometri mai jos. De la Platamona în sus. I think you need one day. O zi, două trebuie pentru sătucul ăsta să-l explorez. Suntem 21 de persoane, vă mulțumim că sunteți aici, vă mulțumim că sunteți cu noi în Litohoro. Oh, look how beautiful houses. You want to go a little from there to see them? Hai să vedem un pic casele astea. Acolo, acolo, la Palio Pantelimona. Mamă, look, wow. What house is this, Victoria? Ho-ho. Și asta este foarte faină din piatră. This is beautiful. Super faină. Yes. I think we must go left, huh? Acum ne plimbăm prin sătucul acesta, printre străduțe. Uite ce fain e și asta, la ăsta, casa aici. Mamă, cât e de frumoasă, vă place arcada asta. Victoria, you like this? It's so beautiful, huh? Yes, mamă, cât e de fain. Here will be everything green and full of flowers. Suntem 22 de persoane. We are 22 people live. Come see you, Victoria. What tree is this? I don't know what tree is this, but I think it has beautiful flowers. Alex, am recuperat, am trimis. It's very exotic this. Asta chiar arată un pic exotic. Am trimis mesaj și mail la Google Support și din 80 de clipuri am primit înapoi cam 40. Și de atunci tot postez din ele. Pentru că îmi pare rău de ele să piardă. Uite, asta e mai veche, dar e faină și asta. Și ăla acolo e șmecher. A very beautiful house is here, Victoria. Now I think left through here. O să luăm în stânga, pe străduța asta lantă. Oh, uai, ce faină e și asta. Ia uite. Very beautiful, Victoria. And these cars here.
Oho. Și avem și doi greși care vin de la biserică. And this is good street again. Și ăsta aici, ce e ăsta, frate? Cu unde-i făcut? Zici că e palat. Pârnaie. I don't like. It's like jail, yes. Vouă, vă place vă casa asta? Nu, nu, doar așa s-au șters, pur și simplu. N-ai ce să faci. Wow, ce fain e și aia de acolo. Mamă, cât e de șmecher. Ho, ho, ho. Nici mie nu-mi place Alex, aia, cu balcoanele alea, ia uite. Ce costă, frate? Mai faină e asta, jur. Cu ce intrare șmecherare. This is beautiful too. Da, Alex, ai grijă cu backup-ul. Eu de atunci am salvez toate clipurile. It's beautiful, yes. Și ăsta este doar un bloc. Oh, and this is nice here with this garage under. Uite asta cât e de frumușică. Pare mică, dar e imensă, frate. Wow. I think these people here have some money, Victoria. They are not so poor. No, și uite cum se moare în Grecia, frate. Se moare la 77 de ani. Ca să știți. 77 years Victoria lived. Oh, bravo lui. Ei. Teodora. Bun. Oh, ne-am înmulțit aici. Suntem o comunitate deja de 2 ani de zile. Suntem 26 de persoane live. Ne plimbăm prin Litohoro. După cum v-am mai spus, sătucul de la poalele muntelui Olimp. Ca să ajungi în vârful Miticas, trebuie să treci prin sătucul acesta. Yes, Victoria. What? Come tell me. What you want us? Ne apropiem iar de centru. Oh, and these houses there are beautiful. Acum ne plimbăm prin străzile acestea ca labirintul. Wow, there, there. Și acum am văzut ceva tipic grecesc, tradițional. O căsuță. And after we go in this park is so beautiful. Bă, peste tot e fain. Și acolo parcul ăla este extraordinar. Dar mergem să vedem un pic căsuța asta aici. Ce ziceți? Oh, oh, oh. It's beautiful. I think this is there with bidenters, number 6. Uh-huh. Oh, nice key, eh? Mamă, fii atent ce cheie are. Psst. Interesting, Victoria. Și acum dispărem într-un portal. Tac! And you wake up in... You will wake up in Russia. Deci n-am trecut de portalul ăsta, dar arhitectura este foarte, foarte interesantă. Îmi place. Victoria. Now we will go right. You want to go to this park? Hai să vedem și parcul. Nu știu dacă este parcul central sau parcul principal, că tot sătucul ăsta este un parc. Dar noi mergem aici în ăsta. Wow, și asta e fain. What? You like this road? Wow, and here it's nice. Oh, oh. Cred că vara când înfloresc toate chestiile astea, trebuie să mai dăm o tură pe aici. Victoria. What?
Oh, 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 but they look all the same. Brothers. Pizicuța. Looks like Putin. Îl știți pe Putin, fraților. And the one here, this one. Ah, Hiram. He's a baby. I see him. So we go now there. Hai să mai găsim câte o săduță din asta, gen labirint, cu căsuțe de piatră tradiționale grecești, cu arhitectură grecească. Acum nu știu dacă este arhitectură grecească sau otomană mai mult. După cum știți, partea asta a Greciei a fost ocupată de către otomani. Sănătate, Victoria! 500 de ani! 500 de ani, frate! Până în 1821, parcă. Și muntele Olimp este în spatele nostru. Este și soare. Uite-l. Deci acolo trebuie să ajungeți voi dacă vreți să mergeți în Mythikas. Este încă zăpadă acolo. Și aici este soare. Wow! Asta vă place? Asta este un hotel. And this is traditional. Și asta este tradițional, simplu, alb, cu fier forjat și cu protecție din aia de geamuri. But where is the center, Victoria? Am pierdut. Acum ne concentrăm să ajungem iară pe străzile principale din jurul centrului. Acolo sunt casele faine. Haide, mai zice și voi ceva, mai sunteți aici, suntem 20 de persoane. Aștept să vorbiți cu noi. Op, s-a speriat pisica aia, jur. Let's go from there, yes. Hai să luăm pe aici, ne dreptăm spre centru. Wow, and this house up there, it's so nice balcony, no? Greek style, yes. Uite ce fain e balconul ăla sus acolo. Auzi pisicile. From there? From where? And the left, no? Haide, ajungem în centru imediat, toți împreună aici. Calimera. Calimera! Calimera, dragilor! Încă este zi. Normal e calispera după ora 12, dar noi folosim calimera deocamdată. Suntem încă la cafea. Formiți calimera all day, yes. Bun, intrăm iară pe străduțele astea înguste. Aici îmi place maxim. Here it's very beautiful, Victoria. Și avem și un magazin care prelucrează lemnul. Fiind aproape de muntele Olimp, normal că sunt o grămadă de magazine de astea care prelucrarea lemnului, pentru prelucrarea lemnului. Și avem și unul care fumează acolo. Ce fain e și căsuța asta. Uop. Yes. Very beautiful houses and this walk, it's so good. No? And that guy who was smoking the puro there. Era unul pe balcon acolo, fraților. Cu ochelari de soare, cămașă și un trabuc din ăla super mare. Stătea și se bucura de priveliște, dar n-avea nicio priveliște aici, că e între case. Yes, because you feel lost all the time. Te simți tot timpul pierdut. Wow, uite ce faină e și căsuța asta aici. Wow! Foarte fain. Și aici e fain. Very beautiful, yes. But you will take me to this center, Victoria? Yes. Sau ne-am pierdut aici? Go straight, straight. Straight because it's nice road. And I think there is the center. No, I don't know. You are the guide. Victoria ne amestecă pe aici, trebuie să ne ducă în centru. Asta este targetul ei. This is your target. Oh, and this is so old and beautiful. And this one here, mom.
nu știu dacă voi scrieți mesaje sau nu scrieți mesaje, pentru că eu nu văd nimic aici. Se pare că nu mai comunicați cu mine sau eu nu vă văd comentariile. Ia uite ce șmecherie și asta. Where? Wow, wow, wow. Where? A, acum avem priveliște și mai șmecher asupra Olimpului. Foarte fain. Where? Down, down. We go down. Ah, and this green, it's nice house. Și uite, și asta e foarte frumoasă. Mamă, e fain. And now smell this from church. Și miroase a tămâie. Oh, auziți păsărelele? You heard the birds? Mamă, ce fain. Ia? Nu asta. They scared them. L-a speriat. Acum ne apropiem spre o zonă mai frumoasă a acestui sătuc. Ia uzi păsărele. So beautiful. And these birds. But look these balcony stairs here. You don't know which one where goes where. Yes. Sunt curcat acolo în spațiile mici. Și acum putem să mergem în dreapta sau putem să mergem în stânga. Unde vreți? Hai să vedem un mesaj acum de la voi. Hei, sunteți aici? Stânga sau dreapta? I don't know. I wait one comment from someone to tell me if we go left or right. Haideți, fraților. Hai să văd că vedem. Center, I think it's... I don't know. I think center is there somewhere. We go there. Nimic. Am luat, am accesat liberul arbitru, fraților. And difference, yes. Câteodată miroase a tămâie de la biserică, câteodată miroase a flori, a iarbă, a munte. Oh, and this is nice there, it's strange house there, there. Wow, uite, e foarte interesant acolo. Asta. Oh, ho, ho. Super interesant. Hey, Victoria, I think we will never find this center. Mamă, look, look, this house, it's interesting. Mamă, uite, uite asta, ce frumoasă e, ce mică e. Alex, măcar tu, vreau un mesaj de la tine. Nu văd niciun mesaj de la nimeni. Stânga, acum am văzut, aha, era problema de la mine, bă, îmi pare rău, bă, îmi pare rău, stânga, stânga. Aha, nu mai vezi tu comentariile, scriem, scriem, exact, oh, oh, dragilor, sunt aici cu voi. Deci, vedem căsuța aceasta, îmi place că nu sunt singur și îmi place că mă susțineți. Și acum, păi suntem numai abonați, exact, exact, check-in Alex Belay. Nu mai văd mesajele, dar acum le văd, să știi. Am văzut căsuța asta, voi vedeți căsuța aceasta. Ui, ce faină, îi vă place? V-ar place să aveți o căsuță de asta? A? Victoria, would you like to have this small house? Home. It's so beautiful. Uite-te ce mică e, ea așa între toate astea aici. Ui, ce bogat e ăsta aici, adică mai vila. Și ăsta are așa, e super fain. So, it's not so small, but when you look to others, look small. Bun. Victoria. Deci mă bucur că sunteți aici, enjoy the atmosphere, da, ne bucurăm de atmosferă. But from here, Vicușca, for sure. Deci Victoria zice că pe aici ajungem în... Păi asta, Marian Ioniță, o să aflăm de ce trăiesc oamenii aici peste 100 de ani. Când o să ajungem noi la 100 de ani, o să-ți spun secretul. Exact, măsline, uleiul de măsline, fructe, fructe de mare, pește și fără prea mult stres și muncă mai puțin. Cam ăsta cred că ar fi secretul. Ăștia aici, dacă le spui că au 70 de ani și sunt bătrâni, nu le prea convine. Oh, deci ne apropiem, acum cred că au avut dreptate Victoria, ne apropiem de centru. Cred. I think we are not in center at all, Victoria. Aici, în centru, dar tu nu le zici.
să întrebăm pe cineva unde este centru. Victoria, you should ask people where is center because you speak Greek. Exact, stres fără stres, ăla-i. Ăla este secretul, dragilor. Suntem 24 de persoane aici și toți 24 veți afla acum secretul unei vieți îndelungate ca grecilor, de 100 de ani. Stres fără stres, adică. Now we are in center, Victoria, we go to center. Și acum facem stânga, left. Let's see, aha, yes. Wow, deci ați aflat secretul. What is the secret of Greek life, Victoria, to live longer? What do you think? Yes, they say cocoreții. They say olive oil. Canionul. And a little work, no? Am mâncat cocoreții DJ Project, normal că am mâncat cocoreții. Îmi plac cocoreții, dar numai partea de deasupra, aia bine prăjită, știi? Mațele alea. Și acum am ajuns în... Let's pass. Wow, și uite, acolo este intrarea spre munte și spre canionul de care zice, să vede și zăpada. Wow. Acum am ajuns, suntem exact în... Asta este drumul principal în care ajunge în orașul sau sătucul Litohoru. De acolo se vine, se merge și se urcă în sus. Kalimera Vasilis, Kalos Irres. Se merge în sus, da? Și acolo este muntele Olimp și este canionul de care se vorbește și ajungi și la Baia lui Zeus, pe acolo. Rezervația naturală muntelui Olimp. De aici până sus la muntele Mitica să ai de mers în jur de 6 ore. Yes, Vasilis, we don't forget say about waterfalls, da? Cascadele de la muntele Olimp, a fost. We have one episode about this. Poți, Alex, poți, foarte bine. Poți să faci ce vrei tu, aici este democrație de 2000 de ani, suntem în Grecia. Și suntem și în parcul central. Ăsta e parcul central. Arată foarte bine, cred eu. Îmi place. Și acum ne plimbăm un pic prin el. Victoria, we are in the Central Park. Bravo, DJ Project. Să-l întrebăm pe Vasilis. Vasili Pesmas, pio sine to mistico Ianazume Ecatohronia. Cascada lui Zeus. Avem un episod despre Cascada lui Zeus, Marian Ioniță. Să intre acolo pe canal să vede episodul. Ok, we will go together, Vasilis, but first tell us what is the secret of 100 years living. Haide, Vasili. People wait you. You are the Greek. You live longer. Victoria, this park is amazing. Bravo, Victoria, ne-a adus în centru. Păi, și cum se vede muntele, very beautiful. Very, very beautiful. Și soarele cum se vede. Minunat. O pleca, bă, grecu, cred că s-o speria, nu știu răspunsul. Vasilis, puisere, isedo, pesmas to mistico, tell us the secret. This is the secret, that's why he doesn't tell us. Hitelas, hitelas. Ați văzut, băieții, v-a scris acolo, trebuie să fiți cât mai calmi. Da? Oh, so beautiful here in this view from the mountains. Zeus este acasă, uite, se spune despre muntele Olimp și despre, nu știu cum se vede acum partea aia sus acolo, dar aici sus, ăsta ar fi tronul lui Zeus. Tronul pe care stă Zeus. Exact acolo, deasupra, de desubtul soarelui. Hera este și acolo.
acolo, dar Zeus știi cum e, că e cam plac femeile de toate felurile. Cred că este un parc minunat. Și ne-a spus Alex să mergem la un Michel, să ne luăm cafea. We will go take coffee, Victoria. Yes, of course. Our first coffee for today. We are 30 person live. Oh. We are full. Fii atent și acum, fiind duminică, este foarte multă lume afară, foarte mulți din Caterinii, de la mare, iarna vine aici la munte. Tavernele sunt deschise. Nu se poartă mască, nu se poartă nimica. Lumea mănâncă aici. Aici vine lumea să mănânce în special carne la munte, da? Grill, sufla. Da, da, știu, știu. Zeus al nostru. Seamănă cu grecii. Dar de fapt, cred că seamănă cu multă lume. Deci ăsta este parcul principal. Doar ce am trecut parcul principal. Arată cam așa. Mănăstirea Dionisios este un pic mai sus. Și acum ne... Ăsta este muzeul din Litohoro. Muzeul militar. Nu știam, Alex. Ăsta este muzeul militar. Ia să vedem. Military Museum, say Alex. But I don't see anywhere. Dar îl credem, we trust Alex, yes? Bun, deci acum am lăsat parcul, am văzut și muzeul militar, am văzut și pe aia cum mâncă acolo la taverne, carne, după cum v-am spus aici la munte, și ne îndreptăm spre centrul centrurilor. Now we go to center, Victoria. Da, măi, muzeul militar, că uite, văd aici o bombă din asta, marină. And now we arrive to center, Vicușca. Și totul este verde, da. And it's so hot, no? Yes. It's perfect. Am văzut și Michel. Fii atent că o trimit acum imediat pe Victoria la Michel. Și aici avem și un birou de informații în care dacă ajungi pentru prima dată poți să vii aici să întrebi ce poți face pe aici prin zonă. Salutare noi doi prin lume! Bine ați venit, dragilor, aici suntem în Litohoro, un orășel de la poalele Muntelui Olimp. Sunt împreună cu Victoria, care doar ce s-a întors din Moscova, și dăm o tură pe aici. Iar pentru cei care sunteți aici live, să dați o tură sau o vizită și pe canalul oamenilor acestea. E casa aia, îmi place, Maxim. Yes, but I think it's not good position here, Victoria. Gata, am văzut și Michelu. Și ăsta care îl vezi aici este Muntele Olimp. Și Victoria o să se ducă acolo la Michel. Yes, but go there to Michel. Acum mergem la Michel. Alex, ești aici? Hai să vedem cum arată Michelu. I will come there to you. And after I will wait you here. După cum vezi, aici se lucrează. Acum, vreun an de zile, era o statuie aici. Nu mai știu ce statuie. Yes, but they took it. Acum au luat-o și au făcut sensul ăsta giratoriu. Mai mare. Cu piatra de asta pavată. Michel este acolo. Mie îmi place Bruno. Alex, dacă știi Bruno, de la Bruno îmi place cafeaua în general. Priveliștele sunt minunate, deci trebuie să ajungi aici ca să vezi exact cum arată toată chestia asta. Și dacă vă uitați pe canalul meu, avem și un episod cu taverna aceasta, Mezedopolio, Mezedachia, Tamezedachia. Avem un episod acolo, am fost și am prezentat ce puteți mânca pe acolo și prețurile.
Tamezedakia. Este exact în playlistul cu Muntele Olimp. Îl știi pe Bruno? Bruno e bun. Bun, acum Victoria s-a dus la Michel să iei cafea și noi o așteptăm aici. Aici, sensul ăsta giratoriu. Da, da, e cu Mezedachi acolo, să mergeți să mâncați vlogul ăla cu Litohoro. Și de jur în jurul acestui sens giratoriu se află fel de fel de taverne, restaurante, cafenele și drumurile. Și ăsta e drumul principal aici, pe care mergi sus. Noi venim de undeva de acolo din jos. Am dat o tură printre străduțe. Și acum mergem să stăm un pic jos până vine Victoria. Ia să văd unde aș putea sta. Bă, mă, e aglomerație aici, frate, deci nu mă așteptam să fie așa multă lume. Chiar este multă lume. Eu trec pe aici. Acolo se mănâncă grill. DJ Projectus. Am căzut telefonul, jur. Gata cu Malta, gata cu Malta. Oamenii s-au întors acasă din Malta. Bă, mi-a căzut telefonul din mână, îmi pare rău. Sper că sunteți aici. Sunteți aici cu mine. Să-l pun un pic jos. Wow. Era să mă sparg. Asta este riscul live-urilor, dragilor. Până vine Victoria, ia să mă vedeți un pic. Așa. Mami, dacă vă întrebați, ia să vă pun așa un pic. Așa. Acum suntem aici, da? Dragilor, dacă vă întrebați de ce am barbă, v-am spus la începutul clipului. De când a plecat Victoria în Moscova, i-am promis că nu mă barberesc. Și mi-a crescut barba, dar ești bărbos, frate. Mâine mă barberesc. Salutare tuturor 30 de persoane care sunteți aici. Trebuie să vă reamintesc că suntem în Litohoro. Victoria s-a dus la Michel să cumpere cafea, acolo în spatele meu, și eu o aștept. Și vreau să fumez și o țigară aici împreună cu voi. Adică părul blond și barba albă, Alex. Așa o am. Sunt gen Moș Crăciun. Așa, și pentru fumători, dacă veniți în Grecia, să fumați tutun Old Holborn. Sunt cele mai bune. Mi-am uitat țigările în mașină, fraților. Deci mergem să ne cumpărăm. Mergem să ne cumpărăm un pachet de țigări. Dacă ți-ai uitat țigările acasă și vrei să fumezi și nu ai tutun Old Holborn, să îți cumperi Marlboro Light necartonat. Da? Știți? Marlboro Light necartonat. Mergem acum să ne luăm unul din ăla. Ia uite, vine și Victoria. Cred că iară nu vă mai văd mesajele. Everywhere. Haideți, scrieți ceva aici cu mine. It's full of people, eh? I go buy any cigarettes, Victoria. Okay. Yes? O lăsăm pe Victoria aici. Și ne mergem aici la Peripter. Peripterul este un chioșc care se află peste tot, cum erau la noi chioșcurile de ziare, dar găsești fel de fel de chestii. În special țigări. I will buy cigarettes de la peripterul ăsta de aici. You bought coffee from Michel, eh? Yes. How much you pay for this coffee? 3.40. 3.40 euro. What coffee? It's cappuccino. Cappuccino. Ένα Marlboro Malaco Light. Ευχαριστώ. This Marlboro Malaco Light, keep it. Che te lo che mia naptira.
La Victoria? Pay for this lighter. Wait, give me this for you. And take this is our money. Bun. Bun, deci ne-am luat așa, Marlboro, light Malaco, adică ne cartonă, no. Take, but you pay it. Și două cafele de la Michel. Nela Mariana, bun, vedem mesajele. Sunt din Petroșani, e Ardeal, că multă lume mă face Oltean, dar nu sunt Oltean, frate, deci Petroșani nu este în Ardeal, nu este în Oltenia, dar nu este nici chiar în Ardeal și nu este nici în Banat, deci de unde sunt, dacă sunt din Valea Jiului, să-mi spuneți voi. Ok, we will ask for someone to give us one lighter. Now let's go in nice place, drink our coffee. Deci mergem să ne terminăm cafeaua într-un loc fain și după aia să ne luăm la revedere de la voi, dragilor. Vă mulțumesc că sunteți aici. Mulțumesc, Nela, mulțumesc. Momârlani nu-s ardeleni, nu? Dan Pop, ce sunt momârlanii? Hibrid, oltean, ardelean, bănățean. Pune și un pic de bănățean. Și acum ajungem la biserica centrală a acestui sătuc și poalele muntelui Olimp. This is for you, Victoria. I follow you, find a nice place, ok? Este un centru acolo din care venim noi și acum ne îndreptăm spre alt centru. Ăsta e centrul istoric, ăla era centru politic, gen. And so big activity, eh? Țăran din Vale, țăran din Vale. Deci suntem țărani momârlani din Vale. Și asta aici este biserica. Avem și mormântarea femeii aceea de 77 de ani. Și turnul bisericii. Este fain. Oh, și hotelul ăsta. And this big hotel here in the center, it's nice, huh? This from stone. It's interesting. Ah, we can go there. Ah, there is this place. Yes. I told you, it's more down. Și acum suntem în centru. Cred că o să facă exact ce fac acolo de unde ne-am luat cafeaua, fac și aici, da? Un sens giratoriu și o fântână arteziană. Îmi place. Arată bine. Haide, Vila, where is our spot? Huh? We go from here. From here, great, we go up. Okay, take care. It's so beautiful and so big, Victoria. We walk and it's not finished. Acum ieșim iar într-o parte a satului foarte faină. I think you need one day from the morning. Acum ajungem la locul fain, fain, fain. La revedere, Mihai, mulțumim că ai fost aici. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc pentru suport ca de fiecare dată. Mulțumesc că îți datorez o excursie a piraților în Paralia Caterinei. Ții minte? Wow, ce fain e aici. Și acolo jos mai este un rând de case și un rând de restaurante și ca un mic... But this is small center too. Yes. Looks wow. Like Pozar. Pozar, da. Let's go there. There we will sit. It's nice there.
Da, da, pirații, pirații cu oranjada și uzo, care se numește Viagra la greci acolo, oferta asta. Wow! Și am ajuns la cel mai fotografiat loc din acest sătuc, adică exact priveliștea asta care o vedeți acum aici. Pe acolo sunt cărările care îți duc spre Muntele Olimp și defileul râului acesta de jos de aici, care vine de sus din Olimp. Salutare, Clau! Bine ai venit! Mulțumim frumos pentru că ai fost aici, Anela. Te așteptăm și data viitoare și pe clipurile noastre. What? Yes, it's a small stadium there. Mamă, cât e de fain și hotelul ăsta e fain aici. Și o cameră la un hotel din ăsta în timpul iernii este în jur de 30 de euro, iar vara în jur de 35-40. Pentru două persoane, bineînțeles. Bună ziua, Claudiu Popescu, bine ai venit la live. Suntem pe final. Suntem în Litohoro, satul de la poalele Muntelui Olimp. Asta e. Este ok, zic eu, pentru două persoane. Aici ne spune o mică istorie aceste regiuni și că este o rezervație UNESCO, da? Victoria. Where we will sit? We can sit here. Bun. Do you want to take a break? You are tired to walk? Yes. Put there on this very beautiful view. Wait, we will see you and me. No, better yes. Than you. Ah, go a little more there. Now we will speak little with our friends. Am să vorbim un pic cu voi, acum până ne terminăm cafeaua și după aceea mergem fiecare la casele noastre, da? Vă mulțumesc că ați fost aici, vă doresc și vouă să ajungeți măcar o dată în Litohoro. Și dacă tot ajungi aici în Litohoro, să urci și până sus pe Olimp, cât poți tu, nu trebuie să mergi până sus. Dar vara este ok să te rupi un pic de paralia și de zonele de munte, de mare, da? Victoria. Aha. I think that now started the perfect season for visiting Greece because the weather is not so cold and not so many people everywhere, and you have a chance to make sunbath, take little color, and at the same time make best pictures in your life without people in background. Da, este o afacere bună să ajungi până aici. Mulțumim, Claudiu, mulțumim, Claudiu. Acum eu trebuie să mă duc să fac rost de un foc, că mi-am uitat bricheta acasă. Ui, și după aia fumez o țigară cu voi, bem un pic de cafea și o să ne luăm la revedere după aia, da? Vă mai arăt un pic Muntele Olimp și o străduță. Și după aia plecăm. Acum vă las cu Victoria. Puteți să-i adresați mesaje în engleză. They will speak with you in English now. You can speak with them. Ok. Who speak with me in English now? So, I wait everybody in Greece here in summer, and I hope that you will explore in other places except Paralia. Yes, Dragușca? He doesn't hear me. Yes. Something I don't understand there. Okay. And there it's so beautiful. There it's this ski resort on the mountains in Olympus. It's very beautiful there, but I hope we'll come there once. We'll go one time there to explore this ski resort. Which? There, in Olympus. Bă, fraților, știți aici, deci am fost, am cerut un foc de la un grec și mi-a dat bricheta cu totul. Deci, it's a gift? Yes, this is nice good, gift. Huh? Hey, Victoria, you like Romania? Yes, I liked, it's beautiful there, but I was there not so many times and I saw not so many places. But I hope I will have a chance to explore. What do you like more, Petrosan or in Bucharest? Bucharest. Bucharest. Bucharest is Moscow. You have this. And what? It's good there. I like. And Petrosan is beautiful. I like the mountains. The mountains is the best part. Most beautiful. Bravo, Victoria. Oh, Papa Paul. Oh. Papa Paul. Papa Paul. Bun, avem 55 de minute de când suntem live cu voi. Da?
Este bine, am fost o grămadă de persoane, avem și 35 de like-uri. Am primit și o donație de la prietenul nostru Alex. Vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut. Sper să ajungeți și voi, după cum v-am zis, măcar o dată pe aici. Și noi ne vedem miercuri și vineri și duminica viitoare cu un nou episod. O să vă întreb pe comunitate unde să mergem, da? La munte sau la mare? Oh, no. Oh, Alex, ce ai făcut, frate? Mulțumim frumos. Aveți grijă de voi, da? Și nu uitați să deveniți și membri. Am și secțiunea de membri acolo. Vă mai trimit eu mesaje din când în când pe comunitate, ca să știți, da? Victoria, thank you very much for come in Greece. Welcome to very your much. New patria. Thank you. I'm so happy to see Greece again. La munte, And I hope that everybody watched my live from Moscow. You liked it and maybe this year Russia will have more Romanian tourists. Maybe Moscow will be full of everybody will go there. We come here for Victoria. Yeah, where is Victoria? But it's really beautiful there. Thank you for your company. Thank you very much. Thank you, Vasilii, se paristume. Taleme, stiparalia. Mulțumesc, Alex. Alex, îți mulțumesc frumos. Ești, nu știu, trebuie să-ți fac așa pe profilul meu, gen un profil al tău separat pentru cel mai bun susținător sau cel mai... Laszlo Beke. Hello, welcome to us. But now we go. Yes. Thank you very much, people. Thank you everybody for watching. Nice day, Victoria. La revedere, v-am pupat. Ne vedem din Peloponez, da? Să stați acolo pe... cu ochii pe canalul meu, da? V-am pupat, vă mulțumesc că ați fost aici. Vă pupam, ciao.